au dansat în pofidă dizabilităților. Astăzi, mai mulți copii cu probleme de sănătate, dar și susținătorii lor, au organizat un concert caritabil în centrul orașului Bălți. De pe banii adunați, organizatorii își propun să cumpere două fotolii rulante pentru dansuri sportive. Pentru ca visul micilor luptători să devină realitate, este nevoie de 150.000 de lei. Nu știu dacă s-a mai vorbit anterior, un fotoliu rulant aproximativ la 75.000 de lei, respectiv pentru două fotolii rulante avem nevoie până la 150.000 de lei. Sperăm să fie colectată suma și sperăm că oamenii cu suflet mare să ne poată ajuta. Copiii frecventează un cerc teatral. Tot acolo a luat naștere și ideea de a organiza un concert caritabil. Дети эти с ограниченными возможностями, они должны выходить на улицу, общаться в обществе, так же, как все полноценные дети. Да, для них каждый выход из дома – это как праздник. Foarte bucuroși când văd așa e. Noi suntem și noi cu asta durere, știm cât e de... E important pentru așa ceva. E mare bucurie pentru deși. Colectăm bani și ar fi mai bine mai des. Concertul e gratis, se donează cât se dorește, tombole, una alta, jocuri, e bine. Cercul teatral Nezabutki este frecventat de circa 50 de copii cu diferite dizabilități, deficiențe locomotorii, sindromul Down sau autism. Mai mulți dintre ei au evoluat astăzi în fața publicului. Avem foarte mulți copii talentați, avem undeva circa vreo 20 de copilași care într-adevăr dansează pe cărucioare. Vrem să-i susținem copilașii și tinerii, într-adevăr, ca să putem să arătăm că ei sunt toate persoanele, să nu se rușineze, să nu se ca ei în societate să fie mai activi. În toamna anului curent, Asociația Obștească Dreptul de a Fi urmează să deschidă la Bălți un centru de plasament temporar pentru toți copiii cu dizabilități din municipiu.